Avem alături de noi și pe domnul director al acestei asociații, domnul Emanuel Bogu. Domnul director, vă rog să poftiți lângă noi. Haideți, vă rog. Iar domnul Amisic vă va putea răspunde la mai multe întrebări, mai ales că este un domeniu care ne privește pe toți. Alături de noi astăzi avem reprezentanții acestei societăți, cum este Montezuma Consulting, domnul director al societății CUP Salubritate din Focșani și din cadrul direcției arhitectului șef Serviciul Urbanism, îl avem pe domnul Cojocaru Alexandru, care se ocupă de partea tot ce înseamnă relația cu protecția mediului și cu toate celelalte responsabilități care revin primării municipiului Focșani. Și aș vrea, în primul rând, să dau cuvântul domnului Vladimir Antonescu, directorul societății Montezuma, care a elaborat această strategie. Ulterior, odată ce au fost prelucrate formularele, informațiile din formularele cu care au fost abordate persoanele respective, s-a trecut la elaborarea, la procesarea informației și la elaborarea planului de acțiune, care a constat în identificarea locațiilor de amplasare a acestor platforme de colectare selectivă. În principal, documentul vizează trecerea de la platformele clasice de colectare care sunt la suprafață, la niște platforme smart îngropate, care permit și care aduc ele diferite beneficii de, mă rog, diferite beneficii. Mă scuzați, în continuare emoțiile sunt mari. O să-i dau cuvântul în continuare colegului meu, Alex Predoi, ca să detalieze câteva din aspectele tehnice și de natură legislativă care sunt incidente în cadrul proiectului ăsta. După care, probabil, dacă vreau să mai aibă ceva cuvinte de spus sau să așteptăm întrebări din partea dumneavoastră. Cum a spus și dumnealui, există în acest moment în legislație două tipuri de obligații. Obligații ale autorităților publice locale, care trebuie să creeze o infrastructură care să răspundă tuturor cerințelor și normativelor europene pentru a colecta pe minim 4 fracții deșeurile generate de către populație și agenții economici, și a dumneavoastră, fie că sunteți cetățeni sau antreprenori sau directori de instituții publice, ca să organizați sistemul de colectare separată în interiorul locuinței sau a companiei sau a instituției. Acest sistem gândit de noi în colaborare și pentru Primăria Municipiului Focșani asigură cele două obligații generale mari care sunt acum trecute în UG74. În primul rând, implementarea unui sistem pentru a responsabiliza generatorii, pentru a reuși să faci și o rată de colectare, dar să implementezi un sistem plătește cât arunci, adică cine colectează separat, cine colectează așa cum trebuie deșeurile generate să plătească mai puțin, sau cel care nu colectează să fie penalizat. Legea ne obligă să implementăm niște sisteme de colectare selectivă prin care fiecare să plătească în funcție de cât produce și cât aruncă. Dacă aruncă gunoi, menajer va avea un tarif, dacă aruncă gunoi, dacă va arunca deșeuri reciclabile, va avea un tarif sau va beneficia de o bonificație în funcție de politica de prețuri pe care o vor practica, de tarife sau de taxe, depinde cum vom stabili. Împreună cu, bineînțeles, cu Consiliul Local și împreună cu ceilalți membri în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Până la urmă și la urmă, acest proiect de care vă povesteam trebuie să ajungă la implementarea finală și în acel moment va trebui să avem o politică unitară la nivel de județ. Dar până una alta, noi trebuie să răspundem acestor cerințe legale. În ce sens? Va trebui să stabilim cât produce fiecare cetățean, cât gunoi produce și fiecare invitat. Pentru aceasta va trebui să introducem, așa cum spuneau domnii de la Moctezuma, sisteme smart, adică niște sisteme, niște platforme îngropate. Dumnealor a venit cu o soluție, s-au propus 5 cubele îngropate pe niște platforme care au, în primul rând, sistem de cântărire,
accesul la aceste platforme se va putea face pe baza unui card de identificare. Deci fiecare cetățean, fiecare apartament va avea un card. Unu, două, trei carduri, depinde cum se va stabili la momentul respectiv. În momentul în care cineva vine și aruncă gunoiul, se identifică cu acel card, se știe, domne, mi se lăcriste, a venit să arunce 5 kg de gunoi, pentru că a pus în pubela care s-a deschis, spre exemplu, pentru gunoi menajer. A aruncat 1 kg de perni, a aruncat 1 kg de sticlă și așa mai departe. Toate acestea se vor contoriza și vor fi transmise în mod imediat către operator. Noi ne gândim inclusiv să introducem acel sistem smart în care să vă vină imediat un mesaj pe un telefon sau pe o altă adresă electronică, prin care să vi se comunice, să aveți și dumneavoastră, fiecare cetățean să aibă evidență clară. Să știe, domnule, la sfârșit de lună am produs eu cu familia mea atât cu noi. Și în funcție de cantitatea respectivă, va veni factura. Ca și la energie electrică, ca și la gaze, ca peste tot. Fie